Să vedem. O să vedem dacă mai știu să mă duc acasă de aici. Sunt foarte aproape de ocean. Da. Și așa, Antonio, bine. Manevră românească acum. O manevră românească. Asta e, frate. Mai facem câte una de asta. Na, hai să vedem dacă știu să mă duc pe aici. Mamă, ce fain să vede acolo. Aha. Super, super. Ce fain e aici parculețul ăsta, dacă mă avea și noi să ducem pe el acolo lângă noi, un parculeț. Da. A, păi și când merem acasă în România la Arad, păi nu prea avem parc pe acolo. Până în parcul copiilor, în centru pe acolo și noi stăm destul de departe. Dar bine, că acolo nu-i problemă, că acolo sunt o grămadă de copilași. Da, domnule, uite, oricum, da. Acum trebuie să mă pun să-i cer la asta bani de benzină. Vedem ce mult trebuie să facă, da? Bine, că mă doare în pași. Da. Mamă, ce aglomerat e. Da. Hai, frate, hai. Bine, că și eu, dacă eram în țară mai hotărât. Da. Oh, Doamne! Na, ce să zic? Aș mânca ceva, iubire. Aș mânca ceva, dar nu știu ce. Dar ce s-aude acolo așa? Eu mănânc sămânțe. Păi, în halul ăsta? Dar mai aveți semințe? Păi Tonii nu le scoți când îți iau acasă, își creței ascunsă. Dar ce cu aglomerația asta, mă? Uite și pe ăsta cum s-a blocat. Hai, n-o vezi că încurcată circulația, mă. Băgam ea și uite și pe ăsta cu jeepul, cum dă cu roata în bordură. Doamne, iartă-mă. N-am treabă, frate, cu nimeni, da? Să mai dau și deștepți. Mai dau atâta de deștepți de... Ia că și două blondine aici. Ce zici, iubire? Le iau la ocazie.
Ha? Ce? Să le iau la ocazie. Înseamnă că nu-ți pasă de mine. Păi vezi? Toate au iubiți, toate au bărbați. Dar bine că și dacă n-ar avea, ce mă interesează. Ba 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 ba. Hai, da-ți, că da-aia e și așa aglomerație, că sunteți. Cred că așa. Dacă până bine n-am timp să trec. Rapapapam, rapapapam, bam. Na. Bine, bine, ce să zic? Ne auzim.